Lume și bine v-am găsit la un nou episod de Hide and Seek, episodul cu numărul 11 și suntem un bookshelf. Dacă vă întrebați cumva, dacă nu vă întrebați aia, dar dacă vă întrebați și vreți să știți ce textură folosesc, textura Seus. Cred, nu sunt sigur că în momentul în care veți vedea acest videoclip, am și un tutorial despre cum să instalați acest vieților, cum Dumnezeu se numește. Bă, dar ce lapsus am. Nu știu. Viața. Cum să-l instalați? Ceva cu shader, frate, da. Da, a început facultatea. Da, a început facultatea, așa că m-am tâmpit de tot. Folosesc Seus Shader Pack. Cel mai probabil, dacă nu există acum pe canal în momentul în care lansez videoclipul acesta, va apărea în viitorul foarte apropiat un tutorial despre cum să instalați Seus Shader Pack. Este un pack foarte mișto care dă un pic mai mult realism Minecraft-ului, cu umbre și cu nori foarte mișto și cu efecte de iluminare foarte tari, și vedeți cum arată blocurile și merge foarte bine cu Optifine. Mă rog, mie mi se pare ok, și dacă voi nu știți cum să, sau dacă există lume care să nu știe cum să instaleze, să downloadeze acest shader pack, atunci o să fac un videoclip ca să fie acolo, nu cred că strică, nu? Da, jucăm hide and seek, cum ziceam, și așa cum scrie și în titlu, am început și eu facultatea, nu așteptam, dar na, trebuie să se termine și ea, sunt în ultimul an. Anul ăsta e un an mai diferit față de ceilalți, dacă în ceilalți ani aveam examene și atâta. Anul ăsta am licența, am examenul de rezidențiat și mă interesează mai puțin de fiecare examen în parte. Ceea ce înseamnă două lucruri. 1. Că până când apare cartea de rezidențiat, că în fiecare an teoretic ar trebui să se anunțe programa pentru rezidențiat și din ce carte să învăț, iar anul acesta s-a schimbat cartea, nu mai învăț după cartea veche, ar trebui să învăț după carte care acum apare pentru prima oară și e scrisă de profesori români. E, cartea asta până nu apare, eu n-am cum să învăț din ea pentru că nu există. Logic, nu? Mamă, cât sens pot să am în seara asta. Da. Asta, cum ziceam, asta înseamnă două lucruri. Prietene, hai, pleacă de aici. Așa, dă-i. Sper că nu dai mine, foarte bine, du-te de aici. Înseamnă că până în momentul în care apare cartea, trebuie să lucrez la licență, trebuie să-mi iau o temă de licență, să încep să scriu și în același timp trebuie să și înregistrez și să postez cel puțin un videoclip pe zi pe acest canal. Ceea ce este foarte, foarte posibil de altfel, pentru că nu e atât de greu. Scriu la licență și înregistrez o oră, două, trei pe zi. Dar după ce apare cartea, va cam trebui să mă apuc să învăț și pentru rezidențiat. Și ca să vă faceți o idee, cartea are în jur de 900 și de pagini pe care trebuie să le învăț. Pe care trebuie să le învăț foarte bine. Na. Atunci o să fie o problemă, pentru că m-a găsit, nu m-a găsit, feten. Hai, mă. Bă, cât bulan să ai. Atunci o să fie o problemă pentru că nu o să am foarte mult timp de înregistrat. Dar găsim noi o soluție și le facem pe toate, că n-am, na. Am zis că reîncepem, nu o să fie o problemă chestia asta. Da. Și partea mișto în toată treaba asta cu anul 6, ultimul an, este că nu mă mai interesează absolut deloc. Uite un bloc acolo. Nu mă interesează absolut deloc ce note iau la examene. Trebuie doar să le trec și atât. Și asta înseamnă că învățatul mai light până când apare cartea. Pac, nu. Nu. Pe aici ceva? Nu ai aici. Da. Mai light cu învățatul. Ceea ce e bine. Nu? Tot timpul, cu cât e mai puțin de învățat, cu atât mai bine. Da, nu o să mai găsim, cât mai e? 30 de secunde, nu știu dacă mai găsim. Hai să vedem ce arată dubios. Păi, aici ceva, nu?
undeva unde arată dubios ceva. Bă, foarte mișto harta. Bine, nu știu cât de bine se vede cu Seus. E prima oară când folosesc, să-mi spuneți dacă vă place cum se vede. Bă, asta e aici, așa dubios, dubios de tot. Arată foarte mișto, așa arată creepy un pic. Harta e foarte mișto, dar nu se văd foarte bine blocurile și restul. Uleu, doamne, când m-am speriat. Deci aici nu avem. Bun, dacă aici nu avem, aia e. S-a întâmplat, nu, chiar nu avem. Chiar nu avem ce să fac și ca flowerpot este chiar super nașpa să cauți un flowerpot aici fiind foarte multe și harta fiind foarte mare. Vedeți câtă muncă s-a făcut în harta asta, s-a depus pentru harta asta. Mișto, mișto, chiar foarte mișto. Da, și m-a dat afară de pe server. De ce nu? E un nou hub pentru Hive, ceea ce e dubios, mi-a luat ceva până să-mi dau seama cum se face și care-i treaba. Ca de obicei vom juca două jocuri de hide and seek într-un episod. Și ca de obicei nu cred că vreau să mai stai să stau să pun pauză și să lipez videoclipurile. Deși am găsit, mi-a spus Kai că există un program cu care poți să lipești fișiere MP4, videoclipuri MP4, fără să stau să mai randez în Sony Vegas și în alte programele din astea care mi iau o eternitate. Și o să încerc. Rahat pe băț, ăsta este un flowerpot și este buguit. Și eu nu văd nimic, așa că voi juca așa. Sunt un flowerpot, la fel pe aceeași hartă. Și o să încerc programelul ăla, o să încerc cel puțin într-un videoclip mai lung. Să vedem dacă e vreo diferență și dacă e un program care chiar e foarte mișto așa. În cazul ăsta o să fac și un videoclip despre chestia aia. Nu, location invalid. Aici aș putea să stau. O să fac și un videoclip despre programele ăla, pentru că sunt diferite programe din astea foarte șmechere despre care eu nu am știut și aș fi vrut, chiar aș fi vrut să aflu. Și noroc cu Nenea Sky, care mi-a spus de programele ăla. Mulțumesc pe calea aceasta. Vedem cum arată. Este buguit. E super, super buguit. Acum cred că se vede bine, că nu mai e nicio treabă. Dacă nu mă mișc, nu se mai vede flowerpot-ul. Da. Și cam asta e și cu programelul ăsta despre care am aflat de la Nenea Sky și despre care o să vorbesc într-un videoclip dacă este bun. Revenind la treaba cu facultatea, o să fie ceva interesant. O să, nu, e foarte ciudat pentru că am reușit să mă reapuc de YouTube fix în anul ăsta, un an care teoretic ar trebui să fie cel mai greu an sau cel mai important an din viața mea. Dar în același timp, nimeni nu poate să învețe în continuu și toată lumea are nevoie de relaxare. Și asta este modul meu de a mă relaxa. Fac videoclipuri, nu vreau să-mi impun ca să fac un număr mare de videoclipuri, pentru că asta mi-ar aduce stres. Și dacă mi-ar aduce stres, n-ar mai fi o metodă de relaxare. De asta mi-e place să fac videoclipurile astea, pentru că niciodată nu mi-am impus, vreau să fac neapărat 10 videoclipuri astăzi. Nu. Mă chinui într-adevăr să fac un videoclip pe zi, dar nu e chiar atât de mare chinul și nu e chiar atât de mare stresul. Adică, până la urmă, dacă stau 3 ore, înregistrez pentru, pot să înregistrez și pentru câteva zile. Așa că n-ar trebui să fie o mare problemă chestia asta. Dar de la anul o să fie chiar foarte, foarte, foarte interesant cum o să reușesc să îmbin treaba cu rezidențiatul și treaba cu YouTube, în condițiile care, bineînțeles, o să continui să postez și nu o să se întâmple ceva, Doamne ferește. Da, bineînțeles, până la urmă, bă, nu știu unde să dau, că nu văd nimica, sunt fucking bugged. Mi s-a întâmplat asta și data trecută. O să vedem, rezolvăm, toate se rezolvă până la urmă, nu e... Nu e capătul pământului încă și încă suntem super safe.
cel puțin până apare cartea de rezidenție, bineînțeles. Bun, hai să ne băgăm. Uitați cât de mișto poate să arate apa, cât de șmecher poate să arate și toată treaba asta. Bine, ISO arată la fel, dar apa arată genial. Și texturile astea care se îmbină și glowstone-ul ăsta, mă rog, e redstone lamp ăsta. Dar faza nașpa este că nu văd nimic. Cel puțin în întuneric nu văd nimic. Și da, soarele arată genial. De asta nu e neapărat o textură bună pentru minigame-uri. Dar e o textură bună pentru un single player sau pentru niște construcții sau pentru un survival multiplayer. Pentru asta chiar e șmecher. Asta nu, aici a mai fost. O să trec la o altă textură din episodul următor, o textură mai ușurică. Ca să se vadă mai bine și să pot să văd și eu ceva în interior, în caz că vreau să mai, dacă vreau să mai prind și eu ceva. Nu. Tu nu. Na, nu știu, chiar aici, chiar nu știu, harta e nouă, harta și... O să încerc să... Să vedem ce putem să facem. Mă, pe sus aici, pe aici ar putea să vină ceva, nu cred. Dar e foarte mișto, e foarte, foarte tare harta. Nu înțeleg nimic din ea, dar e mișto harta. Aici ar putea să te ascunzi oriunde, dacă înveți harta, după câteva jocuri pe harta asta, înveți. Înveți cam unde se ascunde lumea și n-ai treabă, chiar n-ai treabă. Da, lag, bineînțeles, lag. Da, de asta nu înțelegem ce se întâmplă, că m-a dat înapoi, m-a dat în spate de câteva ori. Nu, mai avem 30 de secunde, nu o prea găsim pe nimeni. It was a failed. Și din punct de vedere al hide-ului și din punct de vedere al seeker-ului. Dar na, după aia dacă nu postezi meciul ăsta și postezi numai meciuri în care ori mă ascund și nu mă găsește nimeni, ori în care sunt seeker și găsesc pe toți, ceea ce nu cred că se întâmplă, o să zică lumea că vai că postez numai meciurile bune și pe alea slabe, nu am văzut, am văzut chestia asta la cineva și disgusting. Chiar nu, chiar nașpa. Bad. Dar da. Am vorbit despre facultate și despre cam cum arată viitorul meu anul ăsta și peste câțiva ani. Nu vă faceți griji din punct de vedere al videoclipurilor. Deocamdată n-ar trebui să fie nicio problemă. Uitați cât de mișto poate să arate toată treaba asta cu Seus-ul. Nu, chiar arată foarte șmecher. Bine, aveți nevoie de o putere de procesare mai mare. Parte video, scade FPS-urile mult. Dar pentru cei care au... cât de cât o placă video bună, n-ar trebui să fie o problemă. Eu am conexiunea proastă la internet, în schimb. Asta chiar n-am ce-i face. Și n-am mai avut probleme pe Hive până nu și-a schimbat hub-ul. Serios, chiar n-am mai avut probleme. E prima oară. Bine, probabil și cu Minecraft-ul probleme. Sunt niște probleme și cu Minecraft-ul. Dar... om rezolva-o pe toată. Bă, alo! Bun. Eu vă mulțumesc pentru că și anume ați fost alături de mine. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, știți ce să faceți. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, asta vă pricepeți cel mai bine. Știți ce să faceți. Lăsați comentarii cu ce ați vrea să vedeți că joc. Sau ce alte mini game-uri sau ce alte jocuri ați vrea să joc. Până la nou videoclip, rămâneți cu bine. Uitați-vă pe canal, abonați-vă și uitați-vă să vedeți ce videoclipuri am mai scos. Scot cel puțin un videoclip pe zi. Dar bănesc că asta deja știți. Știți de asemenea că eu sunt Cosmin și că până la un nou videoclip, vă urez să rămâneți cu bine. Ciao.